de culix. Domnul întrebările, da? Doamna președinte, să ne spuneți, astăzi de ziua Europei, este alături de dumneavoastră Iohannes Hahn, dacă ați vorbit despre papier sub de aderare la Uniunea Europeană și în special despre progresele sau restanțele de progresele și acest capitol, ce v-a spus? Cu domnul comisar european Iohannes Hahn, noi lucrăm de mulți ani pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și am reușit multe lucruri pentru că suntem astăzi la etapa de negocieri. Sigur că am discutat și despre ce se va întâmpla în următoarele săptămâni și luni. Ne dorim o decizie pozitivă cât de curând și sperăm să se întâmple luna iunie. Știți că am început exercițiul de evaluare a gradului de corespundere a legislației moldovenești la legislația Uniunii Europene. Pe de altă parte, se întâmplă și evaluarea pe care o face Uniunea Europeană. Deci sunt lucruri curente pe care trebuie să le continuăm, dar cred că cele mai importante decizii din partea statelor membre și din partea instituțiilor europene deja au fost luate și acest lucru ne încurajează, acest lucru trebuie să încurajeze și cetățenii Republicii Moldova și așa cum am spus și astăzi și de fiecare dată, integrarea europeană este cel mai important proiect de țară al Republicii Moldova. Nu este un proiect politic, este proiectul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Cu toții ne vom simți mult mai bine atunci când vom fi stat membru al Uniunii Europene. Ne vom simți în mai multă siguranță, vom avea mai multe oportunități și standardele noastre de viață ale tuturor vor crește. Dumneavoastră ați stabilit deja o dată când vor începe negocierile de aderare la Uniunea. Această dată este condiționată de decizia Consiliului și, respectiv, sperăm că după alegerile parlamentare în Uniunea Europeană vom putea să obținem această dată și că ea va fi cât mai curând. Doamna președintă, în proiectul de integrare europeană a Republicii Moldova, cetățenii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, deci cum vor fi integrați și partea transnistreană, cum se pliază la proiectul de țară? Noi ne dorim ca toți cetățenii noștri, indiferent unde trăiesc, indiferent ce limbă vorbesc, să poată beneficia de integrare europeană și dumneavoastră cunoașteți că astăzi cetățenii noștri de pe malul stâng beneficiază de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Cele mai multe exporturi merg către țările Uniunii Europene, dar pentru asta, pentru ca aceste beneficii să crească, pentru ca să putem în continuare să oferim aceste beneficii tuturor cetățenilor, trebuie să facem schimbări și pe malul drept și pe malul stâng. Așa cum cunoașteți, guvernarea își dorește foarte mult ca reîntregirea, reintegrarea țării să se întâmple repede și ulterior să putem să ajungem partea Uniunii Europene cu problema transnistreană rezolvată, dar nu excludem și alte variante. Pentru noi este foarte important să ajungem cât mai curând în Uniunea Europeană și ne dorim ca toți cetățenii noștri să beneficieze de acest proces. Deci, doamna Sandu, cum credeți, ce măsuri ar putea întreprinde autoritățile de la Chișinău pentru a consolida societatea și pentru ca în următorii ani de 9 mai să existe, de exemplu, un singur eveniment, Ziua Europei, astfel încât să nu mai existe poate cetățenii nostalgici după Uniunea Sovietică și după panglica bicoloră? Eu cred că noi cu toții trebuie să facem eforturi. Nu este vorba despre autorități, este vorba și despre presă, este vorba și despre societate civilă, despre fiecare dintre noi, pentru că lucrurile sunt clare și ar trebui să fie evidente pentru toți. Așa cum am zis mai devreme, astăzi este, sau 9 mai 1945, a fost prima zi de pace în Europa și tot 9 mai este ziua în care sărbătorim Europa. Pentru noi și nu doar pentru noi, Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace și toată lumea care își dorește pacea, și eu sunt sigură că toată lumea în Republica Moldova își dorește pacea,
trebuie să sărbătorească pacea și Europa și trebuie să comemoreze cu pietate victimele războiului, celui de-al doilea război mondial, pentru că oamenii care au murit în acel război nu se fac vinovați. Nu sunt cei care au pornit războiul, ei s-au sacrificat pentru ca să readucă pacea pe continent și nu există divergențe aici, există doar niște încercări din partea unor politicieni de a diviza și de a folosi oamenii unii împotriva altora. Noi trebuie să reșim din ce e bine pentru noi toți și respectiv să găsim această putere, să înțelegem și să fim uniți, să avem armonie în societate, pentru că doar așa o să putem să ne asigurăm și pacea, și siguranța, și creșterea standardelor de viață. Mr. Han, do you think it is possible for the Republic of Moldova to become a member state of the EU until 2030? Of course, and I have to say I'm accompanying now Moldova for more than 10 years in different tasks. We have seen some up and downs, but now I only see an upward trend. And as the sun is today shining, I'm very confident. Of course, as the president said, some work has to be done, but I'm extremely confident that it's done in due time and we can soon start real negotiations and then everything is possible. So when do you think, like 2025? I don't want to speculate, but I have a lot of confidence in the near future. The Republic of Moldova is ready already for the open EU negotiation accession? Well, as I said, some outstanding work has to be done, but I'm confident looking into the track record so far that this is very soon achievable, and then I suppose member states will give their agreement that we can enter into real negotiations. What about the homework of the Republic of Moldova? We see some progress, but what is need to be done for sure? Well, it's still on some judicial issues where some work has to be done. It's also about availability of people, strong commitment. Rule of law is for us extremely important. And of course, we would like to see a very strong and independent judiciary. But I know that under the leadership of President Sandu, this is exactly what is also shared by them. But we need the support of all of you to engage on this and to contribute to it. And then again, I'm more than confident that everything is achievable. Thank you.